Precipitații predominant sub formă de ninsoare sunt așteptate să cadă pe are extinse în Maramure sâmbătă 19 ianuarie, a precizat purtătorul de cuvânt al Comandamentului Județean de Iarnă, Dan Din datele specialiștilor în meteorologie, de astăzi și până în 21 ianuarie se va produce o răcire a vremii, care va aduce regimul termic la valori apropiate de mediile multianuale ale perioadei. În jurul datei de 21 ianuarie, maximele zilei vor atinge în medie minus 4 grade, iar minimele nopții vor coborâ spre minus 9 grade. La primele ore ale dimineții, temperatura aerului era de 0 grade la Târgulăpuș, puș, borșa vișeu de sus, copalnic petrova și în pasul gutăi, și un grad cu plus la Baia Mare se arată într-un comunicat remis presei.